și vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre în această zi omorâtă ca predicțiile doamnei Macovei. Am simțit nevoia să facem această conferință de presă, fiindcă adevărul trebuie spus în întregime și am observat o campanie virulentă, agresivă din partea doamnei Monica Macovei, europarlamentar și fost ministru al justiției. Mie personal, doamna Macovei îmi aduce aminte de copilărie, fiindcă atunci am citit prima oară fabula cu lupul moralist. În cazul nostru nu e vorba de un lup, e vorba de un fost procuror comunist, deghizat într-o blăniță de apărător al drepturilor omului și mai nou într-o blană zburlită, fioroasă de luptător anticorupție. Nu se sperie nimeni pentru că nu e un luptător adevărat, e vorba de un luptător cu gura, un fel de gurist, un manelist al anticorupției. De obicei nu răspund minciunilor doamnei Macovei, mi se pare o pierdere de timp. Cred însă că, din onestitate și în calitate de fost ministru al justiției, trebuie să fac câteva precizări. Caracteristica principală a propagandei doamnei Macovei este că doamna Macovei a practicat și practică ceea ce le reproșează pe nedrept celorlalți. Cu alte cuvinte, morala doamnei Macovei e întemeiată pe neadevărul. Și am să vă dau câteva exemple concrete. Am fost și eu și colegii mei, în primul rând fostul prim-ministru Tăriceanu, obiectul unui campanii persistente de calomniere din partea doamnei Macovei, potrivit căreia am dorit să comasăm, să unim DNA și DICOT, cele două structuri ale partidului, și astfel, vânjoasa luptă de anticorupție, își va fi dat obștescul sfârșit. Acuzația era, bineînțeles, neadevărată, așa cum s-a dovedit. Însă, cine credeți dumneavoastră, stimați jurnaliști, că moșise un proiect de unificare a DNA cu DICOT în vremea cât era ministru? La acea vreme era vorba de PNA, Parchetul Național de Corupție și DICOT. Onoat doamna Macovei și avem aici dovada. Noua structură urma să se numească Direcția Națională de Combatere a Corupției și Criminalității Organizate. Și avea toată structura aici, frumos, cu însemnările doamnei Macovei. Mi le-a lăsat moștenii de la ministru. Fiecare dintre dumneavoastră o să primiți o copie cu toate documentele, așa la structura, cu posturi, cu motivarea acestei mișcări și aș vrea să citesc puțin, ca să vedem despre ce e vorba. În cazul lupilor moraliști. Nu există criminalitate organizată fără corupție. Motiv pentru care cele două genuri de infracțiuni trebuie combătute de o singură structură pentru eficiență și rezultat. DNCCCO, așa urma să se numească prima structură, această nouă structură, se poate înființa prin reorganizarea PNA și DICOT. Fie printr-o lege nouă, fie prin modificarea uneia dintre cele două legi speciale. Vor fi preluate posturile de poliție judiciară, este nevoie de 67 de procurori. Față de structura actuală a PNA și DICOT, nu au mai fost prevăzute posturi de specialiști și așa mai departe. Aveți toate aceste documente, toți sunt semnările. Ale doamnei? Cel puțin așa presupun. Nu cred că avea cine să lase în birou doamnei Macovei aceste lucruri de pe domnul. Bun. În altă ordine de idei, doamna Macovei vorbește în ultimele zile de presiuni la adresa justiției. Și trebuie să subliniem, să spunem răspicat, că singurul campion neobosit, autentic, al presiunilor la adresa justiției, este chiar doamna Macovei. Nu trece săptămână de la Dumnezeu fără ca doamna Macovei să nu ne binecuvânteze cu opiniile domniei sale despre ce ar trebui să se întâmple în dosare aflate pe rolul parchetelor și ale instanțelor de judecată. Doamna Macovei știe de pe acum, înainte de a se, ca organele în drept să se pronunțe, cine e vinovat, cine trebuie condamnat și care trebuie să fie pedeapsa aplicată.
Astfel de practici, încălcarea prezumției de nevinovăție și presiunea mediatică asupra magistraților sunt interzise de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, din care doamna Macovei n-a reușit să citească decât coperta. De asemenea, doamna Macovei vorbește despre intervenție în actul de justiție. Citesc. E mult folclor pe această temă în România, dar avem un caz dovedit de intervenție grosolană în justiție. Este vorba de intervenția doamnei Macovei în favoarea părinților săi într-un dosar civil aflat pe rolul înaltei curs de casație și justiție. Vă reamintesc că doamna Macovei a intervenit într-un dosar civil pentru o căsuță în care stăteau părinții domniei sale pentru ca acea căsuță să nu fie retrocedată proprietarilor de drept și șeful secției civile a înaltei curs de casație și justiție la acea dată, care le-a luat pur și simplu dosarul din față judecătorilor intrați în sala de judecată și pregătiți să soluționeze dosarul. Așadar, a fost președintele secției civile, a fost sancționat în urma unei inspecții judiciare. Dosarul soluționat în favoarea părinților doamnei Macovei, în urma unei revizuiri, le-a dat dreptate proprietarilor de drept ai clădirii, sigur, după ce doamna Macovei n-a mai fost în funcție. De asemenea, doamna Macovei vorbește de înlocuiri din funcție și de politizare. Doamna Macovei ne-a dat în 2005 exemplul cel mai relevant de înlocuire abuzivă din funcție și de amestec politic în activitatea procurorului. În august 2005, doamna Macovei a propus înlocuirea șefului secției militare a PNA, generalul Panaitescu, la numai 3 luni de zile, după ce acesta fusese numit în mai 2005, pentru singurul motiv că nu a dorit să execute ordinele doamnei Macovei și să intervină în activitatea, în soluționarea unui dosar aflat în lucru la un procuror din subordine. Mulțumesc, îi dau cuvântul colegului meu, domnul senator Dan Șova. Mulțumesc foarte mult, stimați jurnaliști, vreau să completez puțin ce a spus colegul meu, Tudor Craiu, fost ministru al justiției, și să încep prin a reaminti doamnei Macovei cu toată prioritatea de începând cu decembrie 2004, exceptând cele 9 luni de mandat ale domnului Craiu, aici de față, justiția română a fost condusă exclusiv de oameni pe platul lui Traian Băsescu și, bineînțeles, pe platul doamnei Macovei, unul dintre ministrii cei mai importanti și mai depuși la amintire, prin chiar doamna Macovei. N-am auzit ce ne-ar putea spune public doamna Macovei despre faptul că în această perioadă președintele Băsescu a numit sau schimbat din funcție peste 3.000 de procurori. Deși în perioada acumulată a mandatelor lui Ion Iliescu și Emil Constantinescu au fost numiți sau mutați 280 de procurori. Președintele Băsescu, cu ajutorul ministrilor Monica Macovei și Cătălin Predoiu, pur și simplu au demantelat întregul sistem al parchetului din România. N-am auzit niciodată o poziție publică a doamnei Macovei față de unul din cele mai grave lucruri, care este politizarea parchetului. Vă reamintesc, în decembrie 2004, când Adrian Năstase a plecat de la Palatul Victoria, procurorii erau numiți de către Consiliul Superior al Magistraturii cu avizul președintelui. Nu erau numiți de președinte, îmi cer scuze, la propunerea CSM-ului cu avizul Ministrului de Justiție. Doamna Monica Macovei, prin legea 247/2005, a inversat lucrurile, a dus
toată numirea de procurori în sfera executivului, pentru că numirea procurorilor se face la legea 247 cu avizul CSM-ului, dar la propunerea Ministrului de Justiție. A schimbat un lucru esențial, care a ținut de negocierile cu Uniunea Europeană. A luat propunerile de procurori de la CSM și le-a dus la Ministrul de Justiție. Așa cum este și astăzi. Când avem în programul Uniunii Social-Liberale, și am spus acum, după ce am ajuns la vorbă, că din noiembrie va trebui să revenim la situația respectivă, adică propunerea să se facă de către Consiliul al Magistraturii, reacția doamnei Macovei a fost extrem de virulentă împotriva CSM-ului. Este adevărat că reacția domnului Sare a venit în același timp cu sancționarea domnului Sare de către CSM pentru atitudine injurioasă la adresa unui procuror, care s-a produs acum două săptămâni, sancționarea doamnei Macovei. Vreau să vă spun că este foarte îngrijorător pentru doamna Macovei, unul, că pledează pentru menținerea procurorilor sub control politic și al doilea lucru, că în opinia domniei sale, controlul politic exercitat de Traian Băsescu sau de domnia sa asupra procurorilor ar fi un lucru bun. Sau exercitat de către miniștri de justiție agreați de către domnia sa ar fi un lucru bun. Controlul asupra parchetului nu este un lucru bun, este un lucru rău. Și de aceea trebuie să revină numirile la Consiliul Superior al Magistraturii. Cred că mesajele anti-CSM ale doamnei Monica Macovei fac foarte rău atât justiției, cât și României în general. În plus, am văzut că doamna Macovei, ca un adevărat justițiar, face referire la toată lumea. Eu o invit public pe doamna Macovei să aducă la cunoștința publică, din propria inițiativă, mapa profesională a domniei sale. Să știm și noi ce rezultate au avut activitatea de procuror ale domniei sale înainte de 1989 și mai ales care este motivația pentru care domnia sa a părăsit parchetul. Nu o să o spunem noi, așteptăm să aibă demnitatea de a-și face publică mapa profesională la care am văzut că președintele Băsescu ține atât de mult. Cred că este necesar să-și facă public această mapă profesională, mai ales având în vedere că în anul 1999, când domnia sa a candidat din partea României pe postul de comisar pentru drepturile omului la Consiliul Europei, în 1999, domnia sa a pus România într-o postură extrem de delicată, ascunzându-și CV-ul de dinainte de 1992. Candidatura domniei sale a fost susținută atunci, a ajuns în finală, a fost numit un spaniol în acea funcție, dar poziția României a fost extrem de delicată pentru că oficialii de la Consiliul Europei au întrebat ce a făcut doamna Monica Macovei până în 1992, având în vedere că era absolventa facultății de drept în 1982. Și de ce în CV-ul oficial al domniei sale nu apare perioada 82-92? De altfel, dacă o să ne uităm pe site-ul Parlamentului European, nici astăzi nu apare activitatea domniei sale de dinainte de 1990. Noi nu vrem să facem acuze directe, dar vă invităm, dacă nu are nimic de ascuns, să facă public această mapă profesională. Să vedem și noi exact care a fost activitatea domniei sale în parchet și, repet, mai ales de ce și cum a părăsit parchetul. Un alt aspect foarte important pe care l-a subliniat colegul meu, fostul ministru al Justiției, domnul Chiariu, este poziționarea publică a domniei sale în legătură, a doamnei Macovei, în legătură cu anumite dosare. Nici pe mine personal, nici pe domnul Chiariu, nici pe alții nu ne-ați auzit, făcând afirmații la adresa cuiva. Problema este că trebuie să ieșim din paradigma în care, dacă cei pe care doamna Monica Macovei simpatizează sunt achitați în lucru bun, iar dacă cei pe care nu simpatizează domnia sa nu sunt condamnați, este un lucru rău. Dacă am stat în retorică doamnei Macovei, și trebuie să subliniem treaba asta,
Domnia sa ar trebui să ne răspundă public în legătură cu achitarea domnului Falcă la două chestiuni. Dacă Direcția Națională Anticorupție l-a fugărit 5 ani în mod nedrept și domnia sa este nevinovat, sau dacă Direcția Națională Anticorupție și-a făcut datoria, dacă justiția se află sub influență politică și n-a vrut să-l condamne. Asta este retorica doamnei Matovei. Și ca să înțelegem un lucru simplu, dânsa trebuie să-și exerseze retorica chiar cu domnul Falcă și să ne răspundă la aceste două întrebări. Sau dacă are un alt răspuns eventual de bun simț, să-l aplice pentru toată lumea. O singură observație aș mai avea. Vreau să vă reamintesc că doamna Monica Macovei este ministrul care a dat tonul și a blocat trecerea bugetului instanțelor de la Ministerul Justiției la CSM și de atunci toți ministrii de justiție, mă refer la adresa și la domnul Predoriu, prin ordonanță de urgență au amânat trecerea acestui buget, cum au făcut și anul ăsta în 2012. Doamna Monica Macovei este cea care a refuzat intrarea în vigoare a codului penal care fusese finalizat în 2004 și trebuia să intre în vigoare la 1 iulie 2005. Și din cauza domniei sale, astăzi avem 4 coduri penale, practic. Unul în vigoare și încă 3 noi în monitor oficial. Sunt foarte curios cum o să ieșim din treaba asta. Am susținut mai de mult într-o postare oficială pe blogul personal că doamna Monica Macovei își dorește și susține în continuare acest lucru, o fac ca o declarație publică, domnia sa își dorește menținerea codului penal al lui Ceaușescu, pentru că este singurul pe care îl înțelege. Și de asta și credeți. Avem 3 coduri penale noi în acest moment și niciunul vigoare. Deci, am spus acum, la ultimul lucru, vă subliniez o chestiune foarte importantă. Din 2005 până astăzi, sunt 8 ani calendaristici. În acești 8 ani calendaristici, doar 9 luni, portofoliul justiției a fost ocupat de domnul Chioariu, portofoliul pe care probabil vă amintiți cu toții presiunea sub care a fost nevoit să-l exercite venind permanent din partea PD-ului și chiar din partea președintelui Băsescu, mi-a dat aminte despre ieșiri publice foarte jignitoare la adresa domniei sale. Ceea ce vreau să reamintesc este că din 2006, de când a fost instituit, MCV-ul este administrat de doamna Macovei sau de domnul Predoriu. Și n-a existat niciun moment o intenție ca acest MCV să fie ridicat. Acest MCV continuă, în mod justificat, să critique justiția din România. Și stau și mă întreb, din decembrie 2004 și până astăzi, cine ar fi trebuit să reformeze justiția pentru ca MCV-ul să fie ridicat? Să nu ne mai bucurăm, în ghilimele fie spus, de privilegiul de a avea MCV în Mărinie și Bulgaria în toată Uniunea Europeană. Eu cred că au avut la dispoziție 8 ani calendaristici să facă acest lucru și n-au reușit să facă. Și n-au cum să facă, pentru bunul simplu motiv, cunoașteți toate datele rapoartelor Comisiei Europene, toate datele Departamentului de Stat American, corupția, atât la nivel central, cât și la nivel local, este în creștere, începând din 2005 și până astăzi. Eu cred că sunt lucruri față de care doamna Monica Macovei ar trebui să răspundă public. Vreau să vă spun că noi suntem obișnuiți cu acuzele domniei sale. Mie mi-a fost foarte greu să intru în această conferință de presă pe tema domniei sale, pentru că nu aștept ca un litigiu cu domnia sa. Am și obținut o hotărâre împotriva domniei sale definitivă, dar nu irevocabilă, tot pentru minciuni spuse public. Și mi-a fost greu să ies pentru a nu se interpreta în vreun fel. Vedeți însă că atât eu cât și mai ales colegul meu, Chioariu, care a spus lucruri foarte importante și foarte grave despre domnia sa, am încercat să menținem un ton normal. O să vă spun cu umor că doamna Macovei nu este la fel de vitează în instanță. Adică atunci când o pun în fața propriilor minciuni, spune că n-a înțeles bine, că n-a vrut, ca și fiziarele când a spus treaba aia. Nu este la fel de vehementă.
ceea ce mă îndeamnă să cred că domnia sa nu este atât un justițiar în adevăratul sens al cuvântului, cât un om care face imagine publică. Nu mai pot spun și cu toată tăria, niciun stat civilizat din lumea asta, și ne pun în stat al Uniunii Europene, nu poate să facă imagine publică destinarea justiției. Nu poți să acuzi magistrați, nu poți să vrei să subordonezi procurori, nu poți să vrei să dai indicații, nu poți să vrei să fii vioara întâi, să te duci la televizor și să spui ce trebuie să facă justiția. Mulțumesc foarte mult. Ați spus că licenții de avem informații, dar nu este important ce informații avem noi. Eu am înțeles că doamna Monica Vacoveni nu are niciodată nimic de ascuns. Și dacă nu este nimic de ascuns, nava profesională a unui magistrat, mai ales atunci când te face un politic și vrei să vorbești despre toată lumea, trebuie să fie publică. Să vedem dacă doamna Vacoveni are ceva de ascuns ca magistrat. Eu nu cred că are ceva de ascuns ca magistrat, dar vrem să o vedem.